Biblioteca județeană Ovidiu Sușanu Hunedoara Deva, cu sprijinul generos al Consiliului Județean Hunedoara și a sponsorilor, a organizat în Sala Mare a Centrului Cultural Drăgan Muntean din Deva o activitate cultural-educativă devenită tradițională. Au fost premiați câștigătorii concursului Trofeul Micului Cititor, dar nu au fost uitați nici profesorii care îi îndrumă pe aceștia. Trofeul Micului Cititor a devenit una dintre cele mai îndrăgite activități cultural-educative pe care copiii o așteaptă an de an. Un eveniment mult așteptat de copii a fost întotdeauna premierea câștigătorilor concursului Trofeul Micului Cititor, eveniment la care tinerii cititori au venit cu o aceeași bucurie în fiecare an. Concursul Trofeul Micului Cititor a fost gândit în așa fel încât să stimuleze prezența la biblioteca copiilor, să-i facă să iubească lectura și să treacă de cât mai multe ori pragul bibliotecii județene. De aceea, acest trofeu a mers către cei mai împătimiți cititori, către cei care au devenit prieteni statornici ai bibliotecii și iubesc cărțile. Ce poate fi mai plăcut acum pentru noi, în pragul vacanței de vară, decât să oferim trofeul micului cititor celor mai fideli, mai serioși și mai consecvenți tineri cititori care ne trec pragul și își aleg din raft cartea preferată. Apoi vin din nou și din nou după alte titluri, după alte întâlniri cu eroii cărților îndrăgite. Pentru că aceste mici obiecte care se numesc cărți au darul de a se chema una pe cealaltă. Ai terminat de citit o carte, vii să împrumuți alta, apoi alta și alta, iar la maturitate vei băga de seamă că lecturile tale s-au rafinat, că știi să distingi o carte bună de una mai puțin reușită, că știi să apreciezi talentul unui scriitor. Concepția care a stat la baza organizării concursului intitulat Trofeul Micului Cititor a pornit de la dorința noastră de a atrage spre lectură un număr cât mai mare de tineri, de la cele mai fragile vârste, de a le cultiva și menține gustul pentru lectură. Partenerii acestui proiect, cei care oferă cadouri pentru micuții cititori, s-au pregătit cu premii consistente pentru copiii care iubesc cititul. Ne-am pregătit și pentru anul viitor să le fim alături și deja au trecut 4-5 ani, este deja o tradiție în ce privește premiile acordate de Fabrica Norom. Îmi place și mă relaxează. Ce cărți citești tu? De aventură și științifico fantastice. Am câștigat și anul trecut, tot la contei. Și e bine. Au fost decernate 3 premii și 10 mențiuni care i-au recompensat pe cei mai fideli prieteni ai bibliotecii. Câștigătorii au primit bicicletă, trotinete, norme electrice, hoverboard, cărți și diplome. Nu au fost uitați nici profesorii care s-au ocupat zi de zi de acești copii, le-au recomandat cărți specifice vârstei și i-au îndrumat spre bibliotecă, iar pentru toate acestea, organizatorii au oferit premii constând în diplome și cărți. Copiii s-au bucurat și de un reușit program artistic și la această ediție a concursului, actorii Teatrului Ide Sârbu din Petroșani l-au adus în fața copiilor pe îndrăgitul Pinocchio. Binecunoscutul regizor Valentin Neagu a coordonat o trupă de actori plini de har și mai ales animați de dragoste pentru copii, iar jocul lor a înviat o poveste care e iubită de generații de copii din întreaga lume.